Prea multe eu nu am ce să spun decât că m-am ocupat împreună cu Casa de Cultură și cu firma Vivo de această lansare și de acest concert care va urma de la ora 18. O să zic că sunt foarte fericit că fac lansarea și la Deva. Emoțiile încă nu au intrat în sfera mea. Munca a fost foarte, foarte greoaie, din toate punctele de vedere, în primul rând și compozițiile și producerea casetei. Deci colaboratorii de pe acest album sunt mai firma cu bucările cei trei care se văd de aici. Deci Radu Tricolor la cafe. Mulțumim domnului Adi Ordeanu pentru... Da, este alături de noi. Și gândurile care au ajuns de Monica Pucu, dacă acest spectacol împreună tot cu un coleg de la Port de Radio. Actualul, dar de bine. Vedem ce suntem. Așa, Mihai Traian. Patricul și cu... Caritul Armonie, Caritul Bar, este de la Lucul Brevi. Sau că mai există și sunt agenți membri cele mai tinere și mai bătrâne formații, doar și muzica tineră peste 20 de ani, mai ales la Deva, este vorba despre membri formației Brevi, pe care, deși probabil că noi mai luau de inițiativa, și consider că este o onoare pentru bunicul nostru, prezența dumneavoastră și actul de cultură pe care îl obțineți. Eu consider că sunteți datori să faceți mai mult din acest punct de vedere și mă simt mirat că nu ne-ați angajat puțin pe linia învățământului ca să reușim să umplem cer o sală și poate să repetăm o sală. După cum cunoașteți, piața românească este invadată de muzică occidentală, care este, fără discuție, de o reală valoare. Caseta Rolling este un mare, mare câștig și pentru el, fiindcă este caseta care îl promovează pe piața muzicii românești, fiind o casetă de debut și o casetă demonstrativă, zic eu. Deci, intenționez peste două luni jumate să apară acest CD, după care, în luna septembrie, la fel, deci intenționez să intru să deci în studioul de înregistrări pentru a scoate al doilea album. Comentarii pe acest... Facem-o de partea materială. Bineînțeles, o colaborare cu mine că și la primul moment. Deci, de ce spun această treabă? Pentru că eu nu pot să-mi dau valoare pe ziua. Deci va ieși în serie limitată pentru... Poate da, poate nu. Deci nu știu cum merg trebuie. Ca să te să o promovesc pe piață, trebuie să acea organizare, deci atragerea presii, reclama necesară, publicitatea, deci vă dați seama, una e să apară chiar pe, deci fără a jigni cuvântul liber, cu cronică de a discului sau a casetei și una să apară pe Prin Metal Magazine, Ambulenții Chiriac. Deci e problema totuși că orașele mari te pot propulsa mult mai sus. Am văzut și nevoie foarte mult, cum a sunat, de caseta, efectiv. Și ne propus colaborarea, deci trebuie să crezi mult și abunirea trebuie să fac toate. Mulțumim, nu, încă nu. De ce nu te mulțumim pentru date auzit în felul următor?
doar că deci este surpriza verii acestui an. Deci acest material. Deci pot să zic că... Deci am avut cerințe de 200 din București. Am avut respons categoric. Nu dau nume, deci este răspuns. Deci vă păstrăiesc. Am niște apreciate. A apărut noul super grup al Artea Lui, domnul Alex Petre, de la Super Magazin. Deci grupul Petre din Beba, în luna august 1994, ceilalți membri din grupul Petre, copează un alt chitarist solo, motivând că Olin nu se mai încadrează în stilul de muzică promovat de ei. Chitaristul care l-a înlocuit lui s-a retras viza de petiții după numai o săptămână. Acum Oli colaborează cu grupul BTM pentru înregistrarea compozitorilor personale. Piesele fac parte de dansul Tornada, care a fost imprimat în decembrie 1994 în Oriolile, finalizează cu Maxi.